s-a întâmplat ca după aia să fiu cooptat în acest proiect și robotul a ajuns la mine într-o fază în care încă nu era finalizat din punct de vedere mecanic. M-am implicat și am ajutat și la terminarea lui din punct de vedere mecanic, cât și software. Practic a fost un vis pe care eu l-am visat mai de mult și acum am ajuns să, și am avut ocazia să-l duc la final. Mi-a plăcut foarte tare și îmi place acest proiect. Și surpriza cea mai mare a fost când am văzut spectacolul, că el chiar poate să transmită sentimente și poate să transmită emoții și oamenii poate să le înțeleagă. Și asta este un lucru foarte bun și foarte interesant pentru mine. Dacă ar fi să îi dați un upgrade, să le îmbunătățiți, ce ați schimba el? Cred că puțină inteligență artificială l-ar ajuta foarte mult, dar nu foarte mult. Deci puțină de tot, știi? Ca în orice mâncare, pui puțin sare, puțin piper și cred că puțină inteligență artificială l-ar face mai uman, dar nu foarte mult. El este un robot foarte greu de făcut, adică cât timp v-a luat? El a venit într-un stadiu destul de avansat la mine, dar oricum nu este greu. Deci am o echipă de robotică în școală și sunt convins că la orice oră din zi și din noapte am putea să reluăm un astfel de proiect și să mai facem câțiva roboței mai mici, poate data viitoare mergem într-o altă idee, pe altă direcție. Că vreți să spuneți că acest robot poate fi făcut și de niște elevi de liceu? Sunt convins. Este, adică, câți elevi, adică să-l programeze? Cum l-ați programat? La programare poate să lucreze un singur elev, nu e foarte greu. Și l-ați programat în ce program sau cât? În idee de la Arduino. Deci, practic, un C++. Da, doar Arduino, nu da. Și Java sau... Nu. Este cât mai simplu pentru ca să nu creeze probleme. Adică simplitatea întotdeauna dă cea mai multă satisfacție. Nu complica niciun lucru dacă poți să-l faci simplu pentru că nu va merge. Ați bazat pe regula... dacă trebuie să faci un robot, să ai așa, șaseu, roți și braț. Exact. Simple. Keep it simple, cum zice englez. Am înțeles că ați fost coordonatorul unei echipe de robotică de la Constanța. Încă mai sunt și nu la una, la mai multe. Am două echipe mari, foarte bine pregătiți, cu un istoric. Avem campionate naționale, concursuri naționale și internaționale câștigate. Am o echipă destul de performantă, iar copiii care au activat în aceste echipe sunt în Statele Unite, o parte din ei, unii sunt în Anglia și, bineînțeles, la facultăți din România.